cele 5 ceaiuri eficiente în boala ficatului gras. Dacă ai fost diagnosticată cu ficat gras, trebuie să ai mare grijă la dieta pe care o urmezi. De asemenea, este bine să bei diferite ceaiuri, care vor ajuta la detoxificarea organismului. Ficatul normal conține grăsime doar în proporție de 5-10%. Dacă grăsimea este prezentă în mai mult de 10% din compoziția ficatului, atunci medicul va pune diagnosticul de ficat gras. Această acumulare de grăsime în ficat poate duce la probleme serioase de sănătate, printre care se numără inflamarea ficatului, fibroză hepatică și ciroză. De aceea, nu trebuie să neglijezi diagnosticul. De cele mai multe ori, ficatul gras apare în urma consumului excesiv de alcool. Însă sunt și cazuri în care acumularea normală de grăsime nu are legătură cu alcoolul. Afecțiunea poate să apară din cauza colesterolului mărit, hipertensiunii, obezității, diabetului, în caz de hepatită sau malnutriție. Uneori, ficatul gras nu provoacă simptome, mai ales la debutul afecțiunii. Însă, în timp, poate duce la oboseală, disconfort abdominal, pierderea poftei de mâncare. Din fericire, problema poate fi rezolvată prin simpla schimbare a stilului de viață, care presupune o dietă echilibrată și tratamente naturiste. Iată care sunt cele mai bune ceaiuri pe care le poți consuma, ca să îți cureți ficatul de grăsime nedorită. 1. Ceaiul de popădie Păpădia este o plantă indicată pentru purificarea organismului. Reglează nivelul colesterolului, întărește inima și echilibrează nivelul de grăsime din ficat. Ceaiul este foarte simplu de preparat. Pune o linguriță de plantă la o ceașcă de apă clăcotită și o lași la infuzat 5 minute. Este bine să bei ceai de popădie de două ori pe zi, dimineața și seara, după mese. Nu este recomandat să bei acest ceai dacă suferi de ulcer sau gastrită, dacă ai pietre la bilă sau folosești diuretice. 2. Ceaiul de boldo această plantă este considerat o adevărată minune pentru ficat. Reglează activitatea bilei și ajută foarte mult la eliminarea excesului de grăsime din ficat. Ceaiul se lasă la infuzat 10 minute și trebuie consumat înainte de fiecare masă, dar nu mai mult de 3 cești pe zi. Durata recomandată a tratamentului este de 5 zile. Nu trebuie să bei ceai de boldo dacă suferi de diaree, pentru care are efect laxativ. De asemenea, este contraindicat pentru persoanele care au probleme renale sau care iau anticoagulante. 3. Ceaiul de armurariu este printre cele mai bune ceaiuri în caz de ficat gras ajută la eliminarea toxinelor din corp și reglează nivelul de grăsime. În plus, reduce inflamația ficatului. Trebuie să bei trei cești pe zi și să nu folosești îndulcitori, chiar dacă băutura este puțin amară. Acest ceai este contraindicat dacă suferi de diabet sau hipertensiune. 4. Ceaiul de anghinare această plantă are acțiune diuretică și reduce acumularea de grăsime din corp. Este bine să bei trei cești de ceai pe zi. Dacă ai posibilitatea, poți folosi anghinare și la gătit. 5. Ceaiul de lămâie lămâia este cunoscută pentru proprietățile sale de detoxificare. Ajută la eliminarea grăsimii din organism, iar ceaiul este foarte simplu de preparat. Adaugă puțină pulpă de fruct la un litru de apă. Este bine să bei în fiecare dimineață o ceașcă mare de ceai călduț. Stimulează și tranzitul intestinal, ajutând astfel la eliminarea toxinelor. Iată doar câteva dintre cealurile pe care le poți consuma dacă suferi de ficat gras. Cu aceste tratamente naturiste, simple și eficiente, te vei simți mult mai bine. Sănătate! Abonați-vă, distribuiți și cu prietenii voștri, și dacă vă plac materialele, apreciați.